Hello, în exclusivitate pentru Hyperflash, o avem lângă noi pe stilistul Lovin Gianu. Hello. Bună, dragul meu, ce faci? Bine, vreau să spun că sunt foarte încântat pentru acest interviu și vrem să aflăm câteva lucruri despre tine. În prezent sunt student a Universității Naționale de Artă, secția design vestimentar. De asemenea, am oportunitatea de a avea un internship în cadrul revistei Elle și pe lângă acestea activez ca stilist freelancer. Cum ai reușit să te faci cunoscută? Nu știu cât de cunoscută sunt și nu cred că acesta este țelul meu. Țelul meu este să câștig respectul celor din industrie și să-mi fac munca foarte bine. Cum este să fii în internship-ul de la el? Este incredibil. În fiecare zi plec acasă cu un bagaj de informație nou. În fiecare zi știu că este alegerea corectă, mi se reconfirmă acest lucru și sunt cu adevărat foarte fericită în acest punct al vieții mele. Ce impact a avut și încă are lumea online asupra ta? Lumea online are un impact asupra noastră a tuturor. Este foarte important însă cum îți verifici sursele. Trebuie să știi unde să îți cauți informația și dacă vei reuși să faci corect acest lucru, vei putea căpăta un bagaj de informație, un bagaj de cunoștințe cu adevărat valoros. Dorești ca pe viitor să rămâi în România? Este o întrebare foarte bună când vine vorba despre mine, de mine. De mic am vrut să plec în America. Acolo simt că sunt cele mai multe oportunități când vine vorba de lumea modei. Totuși, sunt competiția extrem de acerbă acolo. Dar de ce să ne fie frică de muncă? Cu muncă sunt sigură că voi reuși. Asta dacă voi ajunge acolo. Probabil voi avea o oportunitate mai bună aici, voi rămâne aici, dar nu cred că va fi definitiv. Pe lângă Lovind, mai ai și alte proiecte? Lovind este un proiect prin care, la care mă gândesc de foarte mult timp. Și practic vreau să împărtășesc viziunea mea cu publicul care mă va urmări. Design, Lovind, totul este trecut prin sita mea. Pe lângă Lovind, întotdeauna încerc să am alte proiecte, pentru că nu vreau să mă limitez. Cumva, în lumea modei, te poți duce în foarte multe direcții și fiind la început, încerc să mă dezvolt pe mai multe nișe. Este cu adevărat challenging, pot să zic, însă în momentul în care ai un proiect, cumva încerci să fii foarte coerent pe acea direcție, creezi un concept, trebuie să fii true to that project, dar nu vreau, repet, nu vreau să mă limitez încă, vreau să aflu exact ce mă caracterizează și dacă se poate, de ce nu, în spiritul unui adevărat stilist, să reușesc să-mi dezvolt capacitățile pe mai multe direcții. Ce le recomand celor care vor să activeze în această industrie? Răspunsul este foarte simplu. Foarte multă muncă și foarte multă informare. Lumea modei călătorește cu viteza luminii. În fiecare zi apare ceva nou. În fiecare zi se schimbă ceva, de aceea trebuie să fii foarte up-to-date cu tot ceea ce se întâmplă. Cu aceste două elemente vei reuși cu siguranță să îți creezi un nume. Nu este greu din punctul meu de vedere să activezi în lumea modei, pentru că eu mă duc la muncă în fiecare zi cu o plăcere nebună. Și aș face, cum fac proiectul Lovind, aș face asta și în timpul liber. Pe lângă joburi, pe lângă proiecte plătite sau, nu știu, orice altă oportunitate apare. Dar
trebuie să faci, trebuie să fii foarte dedicat și foarte focusat și așa sigur vei reuși să-ți creezi un nume. Păi cam asta a fost și țin să-ți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu acordat și de altfel îți urez foarte mult succes în ceea ce vei face și sper că peste 10 ani să ne vedem în New York la un alt interviu. Știi ceea ce-mi place? Bă, te informa foarte bine. Da, și eu sper și îți mulțumesc foarte mult pentru